Sunteți pregătiți? Da. Eu cred că este ultima dovadă a faptului că Maia Sandu este candidatul lui Plahotniuc, așa cum a afirmat și Andrei Năstase în acea discuție telefonică cu Slusar. Faptul că refuză să semneze un angajament public anti-Plahotniuc, cred că este vorbitor de la sine. În acea cărțoagă pe care ne-o prezintă ei, nu este nimic scris nici de alegeri anticipate, nici de posibilă luptă cu Plahotniuc. Nu este numele Plahotniuc nicăieri. Noi considerăm că așa cum a susținut-o acum din plin Plahotniuc, împreună cu Partidul Democrat, este o înțelegere între ei de a prelua sub presiune externă toată verticala puterii în Republica Moldova. Acest lucru nu poate fi tolerat. Repet, Maia Sandu refuză să semneze angajamentul anti-Plahotniuc. Ceea ce trebuie să cunoaștem toți despre Maia Sandu. Am zis, nu trebuie să fie semnat pe o foaie comună. Faceți acest apel din partea dumneavoastră, dar să vedem că îl faceți. Și nu umblați cu tot felul de cuvinte, oligarh, nu știu ce, etc. Angajament public anti-Plahotniuc. Acest lucru este solicitat. Vedem că a plecat, a refuzat și nu au de gând. Toată lumea trebuie să cunoască care este adevărata față a celei care se prezintă a fi Maia Sandu.